Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Iată că a trecut și vara 2011. Cu toate acestea, asociațiile de locatari răuplatnice, de proprietari răuplatnice către sucursala din Făgăraș a Societății Apă Canal Sibiu S.A. nu și-au achitat datoriile restante. Așa cum spuneam, cu toate acestea, operatorul de apă nu a oprit furnizarea apei. Acum riscă să rămână cu banii neîncasați și amenință cu închiderea robinetului. Despre asociațiile de top care nu și-au achitat datoriile, dar și despre multe alte lucruri importante care țin de apa noastră, cea de toate zilele, discutăm în această seară cu directorul sucursalei din Făgăraș a Societății Apă Canal Sibiu, domnul Vasile Manta. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule director, așa cum spuneam, am intrat în toamna anului 2011, cu mici excepții, așa doar de atenționare, ați stat furnizarea apei pe parcursul acestui sezon care tocmai s-a încheiat. Nu. Aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba și cu ce probleme vă confruntați în continuare. Deci în timpul acestei veri nu am sistat apa potabilă datorită datoriilor pe care le au utilizatorii către noi. Motivele au fost mai multe și au ținut în primul rând de noi, pentru că am înțeles situația care a fost la nivelul municipiului Făgăraș. Lumea era lipsită și de apă caldă datorită problemelor pe care regia de termoficare le avea. Asemănătoare, dar, de fapt, cu dumneavoastră. Asemănătoare, dar la ei erau puțin mai complicate, știți dumneavoastră, cu subvenția, cu banii pe care îi datorau și n-au reușit să-și predească gazul. Dar pentru a evita ca și noi să ajungem într-o asemenea situație, la care nu am ajuns la ora actuală datorită operatorului regional, care efectiv la ora actuală subvenționează activitatea de la Făgăraș, când spun subvenționează, prin asta mă refer la plata tuturor cheltuielor materiale pe care societatea le are, curent, gaz, metan, munca vie, în primul rând munca vie, apa brută pe care noi o plătim la SEGA și toate cheltuielile către furnizorii pe care noi îi avem. De ce credem că va trebui să luăm niște măsuri mai neplăcute cetățenilor din Făgăraș e pentru că suntem puși în situația ca în viitorul apropiat să nu mai putem funcționa. Vreau să vă spun că la ultima analiză făcută la Sibiu cu șefii sucursalelor și sectoarelor din cadrul operatorului regional, pur și simplu parcă îmi era rușine pentru că Făgărașul, care totuși este municipiu și este a doua localitate din cadrul area de operare a operatorului, eram pe ultimul loc la încasări. Nu reușeam și nu am reușit să atingem nici pragul de 80%. Asta aduce mari probleme în activitatea noastră, în funcționarea corespunzătoare a activității noastre. Ce pot să zic? Și vreau să chiar să dau două, trei cifre. Dacă acum o săptămână la știrea tot la Nova am spus datoriile care erau și erau în jur de 11 miliarde în lei vechi aveam de încasat. Astăzi, în 12 ianuarie, totalul este de 16 miliarde pentru că au intrat facturile din corespunzătoarele lunii august, au intrat în data de 7 sau 8, iar ceea ce este mai grav e că facturile mai vechi de 45 de zile sunt de aproximativ 700 de mii de lei, aproximativ 7 miliarde. Vă întrerup, 72% din aceste facturi o reprezintă datoria asociațiilor de proprietari. Vă întrerup o secundă acum în legătură cu aceste datorii. Cine credeți că se fac vinovați pentru întârzierea plăților? Abonații sau asociațiile care nu gestionează această problemă, care pare să se perpetueze de la an la an și să se adune toți acești bani pe care dumneavoastră nu reușiți să-i încasați? Părerea mea că e o vină comună
și vin la comună, e și a locatarilor care nu își plătesc datoriile către asociații, dar și a asociațiilor care nu fac tot posibilul și probabil nu au nici programe adecvate de încasare sau nu știu și nu mă bag în bucătăria proprie pentru că sunt independenți de noi, noi nu avem nicio tangență cu asociațiile de proprietari sau locatari, dar scuze de genul că știți, 2-3 n-au plătit și pentru asta suferă restul, nu mai pot ține la noi, pentru că dau un exemplu, dar la un bloc o datorie de 60 de milioane de lei vechi nu poate fi de la 1 a 6 a 2009, de când sunt aceste datorii către Apă Canală Sibiu, nu poate fi la 2, 3, 4 persoane. Sunt mult mai multe persoane. Deci eu consider că asociațiile de locatari trebuie privite cu mai multă seriozitate, chiar de către locatari, să-și aleagă acolo comitetele de conducere așa cum trebuie. Dar pot să vă spun că se fac adunări generale și nu participă decât 2, 3, 4, 5, 6 locatari. Probabil și aleg președintele Comisia de Cenzori, care ar trebui să vegheze asupra activității administratorilor la acea asociație de locatari. Bun, dumneavoastră, în calitate de reprezentant, de director al sucursalei din Făgăraș al Societății de Apă, spuneți că nu este de-a datoria dumneavoastră să țineți legătura cu șefii asociațiilor de proprietari. Nu, cine e mediatorul între dumneavoastră și administratorii de asociații, practic? Deci eu nu am spus că nu e datoria noastră, noi din contra, ținem o legătură cu ei și tot timpul îi sunăm. Dar se pare că această comunicare nu e benefică. Nu e benefică și între operator și asociație există un compartiment în cadrul primăriei Făgăraș care veghează și urmărește ca activitatea să desfășoare în condiții bune. Ce răspunsuri aveți de la acești reprezentanți din cadrul primăriei? Deci noi avem o relație bună, au făcut intervenții pe lângă asociații, dar probabil și acolo încă nu cred că s-a făcut totul. Eu aș fi mers până la a retrage autorizația sau administratorul respectiv care nu-și face datoria. Pentru că un administrator de asociație are mult mai multe sarcini pentru a fi îndeplinite și numai colectarea datoriilor către utilizator. Dar aș vrea să vă mai spun aici că nici cetățenii nu înțeleg necesitatea asociației de locatari. Ei consideră că îi dau un ban gratuit administratorului, că îl plătesc în mod gratuit și, din contra, dacă s-ar uita ce sarcini are administratorul, atunci nu cred că ar mai avea această gândire și din contră, poate ar apela mai mult la administratorii asociațiilor respective. Asta ce presupune să meargă la ghișoul asociației de proprietari, să ceară un statut de funcționare ale acestei asociații, câți dintre locatarii despre care vorbim noi acum ar fi interesați de acest aspect? Nu știu, eu bănuiesc că nici măcar 10% din ei nu sunt interesați. Aș vrea să trecem, domnule director, punctual la asociațiile așa numite cu ghilimele de rigoare de top, ca și datornici la unitatea pe care o conduceți. Noi am acționat în judecată o serie de asociații de proprietari. Pentru unele deja avem sentințele definitive, pentru altele sunt în curs de pronunțare, pentru că dosarele au avut date diferite. Și vreau să vă zic că în topul asociațiilor de proprietari care au datorii la noi și datorii foarte mari, e asociația din Vasile Alexandrie, asociația numărul 5, și cred că v-ați săturat și dumneavoastră de câte ori spun de această asociație și mie nu-mi vine să cred că o asociație din centrul orașului cu un cartier pe care toată lumea îl considera mai altă decât celelalte mărginașe este în topul datoriilor către noi și au în jur de aproximativ 730 de milioane în bani vechi. Este o sumă imensă, consider eu, pentru o asociație de locatari, chiar dacă e o asociație destul de mare.
Sunt convinsă că dumneavoastră, bineînțeles că nu vreau să dezvoltați subiectul chiar atât de punctual cum îl punem noi acum pe tapet, aveți și desfășurătorul datornicilor. Un lucru este cert, ceea ce figurează ca și desfășurător al datornicilor și ceea ce figurează ca și reeșalonare de plăți sau grafic de plăți, dacă vreți, din partea administrației, cum se împacă cele două segmente? Păi, uitați, am să vă citesc câteva asociații. Deci v-am zis Vasile Alexandrii cu 763.607, Asociația de Locatari numărul 4, o altă asociație cu probleme, 38.209. Aia de unde este asociația? Din Tudor Vladimirescu. Mai urmează din Tudor Vladimirescu asociația 2 și 3, dar vreau să vă zic că acolo să observă totuși că președintele asociației, administratorul, să implică și datoriile scad, vin să zbat, vin la noi, propun termene de eșalonare și totdeauna i-am înțeles. Dar eu dau exemplu asociației numărul 5, care și după sentința definitivă, eu cel puțin cu mine nu s-a luat legătura, nu știu dacă cu doamna juristă, să vină, să vedem, să facem un grafic de eșalonare, să încercăm ceva pentru a recupera aceste sume, pentru că ele cresc lună de lună și nu este normal. Pentru a avea apa la robinete, e totuși un drum lung, cu probleme, cu greutăți, cu intervenții. Apa o aducem de la 15 km departare de Făgăraș, acolo sunt uzinele de apă, deci cele trei fronturi de captare. Cine înțelege cum funcționează o uzină de apă, cred că își dă seama că nu e atât de ușor. Mai avem asociația 33 Tăbăcari, 30 Titu Perțea, 29 Luncii și marea majoritate a asociațiilor locatari. Sunt și asociații bune de locatari, adică cu datorii mai puține, dar degeaba sunt câteva, că nu e bine. Domnule director, aș vrea să discutăm punctual acum, dacă ați vorbit de aceste asociații cu datorii. Sunt convinsă că figurează o sumedenie de abonați care nu și-au achitat facturile restante, dar înainte de a trece la soluția pe care dumneavoastră o propuneți, e soluție limită de a închide apa, cum considerați că ar putea fi mediatizat acest conflict, dacă îl pot numi așa, între dumneavoastră și asociație, din punct de vedere al persoanei care stă în vârful conducerii acestei asociații și care e direct răspunzător, e practic, dacă vreți, ca o gestiune, așa cum și dumneavoastră vă ocupați și vedeți situația în fiecare zi a plăților către furnizorii, practic, dumneavoastră de utilități, pe lângă ceea ce dumneavoastră furnizați populației, că practic e așa un cerc închis, un flux continuu, banul circulă și ar trebui să circule normal. Având sentințele definitive judecătorești, acum am luat legătura și cu biroul juridic de la Sibiu, având contracte încheiate cu asociații de locatari, cu niște reprezentanți legali ai asociațiilor de locatari, probabil, în final, nu vreau să anticipez, dar asta va fi una din măsuri, ne vom îndrepta împotriva celor care răspund de conducerea asociațiilor locatari. Eu așa o văd normală, pentru că dacă la o unitate, o societate comercială, se produc niște prejudicii, principalii vinovați, cei care dau cu subsemnatul și li se pun în cârcă fraudele respective sau neajunsurile respective, sunt cei care conduc unitatea. La fel și noi va trebui în final probabil să ajungem acolo. Pentru că dacă dumnealor nu înțeleg să dea în judecată pe cei rău platnici, să obțină sentințe definitive și să mergem până în situația când putem scoate la licitație casa omului, apartamentul omului, la sumele mari pe care le vehiculează dumnealor că le au numai 2, 3, 4, 5 persoane. Nu vreau, Doamne ferește, să se ajungă în situația asta. Nu doresc nimănui să ajungă în situația asta. Știu că sunt probleme, știu că sunt veniturile mici, pensiile mici, salariile mici, dar eu mai am și totdeauna am spus lucrul ăsta. Fiecare să consume cât poate să plătească. Dar
uităm și mergem la robinet, dăm drumul la apă, curge câtă vrea să curgă și uit că la sfârșitul lunii vine factura și va trebui să o plătesc și nu am cu ce și încep să mă plâng. Revenind la președinții asociațiilor și la administratorii asociațiilor de proprietari, domnule Vasile Manta, aș vrea să vă întreb ceva. Statutul de funcționare al societății pe care o reprezentați nu vă permite și verificarea modului cum s-au încasat banii de către asociații și cum s-au dus, cui aparține control? Acest control aparține probabil, sigur, compartimentului specializat din primăria municipiului Făgăraș. Puteți cere acest lucru către acest compartiment din primărie? Da, cum să nu? Noi am și cerut, ei au și venit în ajutorul nostru, au și pornit, mi se pare, câteva verificări. Probabil în zilele următoare o să luăm legătura să vedem unde au vedeți exact, au plătit oamenii sau nu au plătit? Dar sau noi, și vreau să atenționez cetățenii că noi nu avem, la nivelul societății, noi nu știm datoriile pe fiecare apartament, pe fiecare locatar, nu avem cum să știm. Noi știm că factura pe care o face operatorul de apă este corespunzătoare cantității de apă consumată la contorul de branșament. Restul, ei o împart după repartitoarele respective și dacă am ajuns aici și am amintit de repartitoare, vreau să vă zic că multă lume spune să facem contracte individuale pe fiecare apartament în parte. Aceste repartitoare sunt conform legii 241 sunt repartitoare debitmetrice cu indicații adimensionale, acestea neputând face obiectul facturării individuale, ci numai pentru individualizarea și repartizarea pe fiecare apartament a consumului de apă. Este mare păcat, iarăși vă întrerup puțin, da, ok, o fi bătută în cuie această soluție, dar așa cum am mai discutat cu dumneavoastră și în alte emisiuni, acei buni platnici revendică totuși introducerea acestui sistem de facturare individuală care, spun oamenii, ar crea beneficii către societatea pe care o conduceți. Mai mult, oamenii își plătesc, noastră dețineți soluția tehnică de a-i debranșa pe cei care nu plătesc. Da, păi tocmai aici e. Deci nu deținem soluția tehnică, pentru că noi, conform legii și conform statutului nostru și atribuțiunilor noastre, noi nu putem pătrunde în apartamentele oamenilor. Singurii care pot intra în apartamentele locatarilor sunt reprezentanții asociației de proprietari. Noi facturăm după contorul de branșament. Contorul de branșament este ultimul element al domeniului public, iar noi activitatea ne-o desfășurăm pe o activitate concesionată a domeniului public. Ce pleacă de la apometru de branșament spre locatari este proprietate individuală și vreau să fie clar, vor apărea și apar enorm de multe greutăți. Dau un exemplu, s-a spart o conductă de la apometru general către interior. Cine o plătește, cine o repară? Locatare, noi nu putem interveni. Și atunci o să zică, păi da, dar nu la mine s-a spart, eu de ce să plătesc atâția metri cub de apă, parcă la vecin a fost pierderea mai mare. Deci, cu alte cuvinte, acest sistem probleme. Ar crea probleme adiacente. Sunt probleme mari pe care noi le-am pierde în justiție. Deci nu pentru altceva, deci în fața unui judecător revendicarea unor anumite sume de bani facturate de noi și care nu și-au corespondentul în litera legii, e ca pierdut în fața justiției. Dar vreau să vă mai spun ceva. Cu toate că noi avem un regulament bine pus la punct și strict privind contractele individuale, am făcut și niște derogări și am acceptat. E vorba de acel caz din cartierul 13 decembrie. Din cartierul 13 decembrie, blocul 17, dacă nu mă înșel, la care chiar am avut și niște discuții în contradictoriu, dar până la urmă am acceptat și am mers în final având și dispensa de la Sibiu, discutând cu domnul director general și directorul de producție, și au scos fiecare consumul de apă în fața
apartamentului. Și chiar dacă instalația este a lor până la fiecare apartament, la contractul individual am pus un act adițional în care am arătat acest lucru și eventualele deteriorări ale instalației, pierderi de apă pe instalație sunt suportate de către ei. Dar în acest fel fiecare știe că cât o consumat plus diferența de la contorul general față de suma contoarelor respective, o plătește și nu mai stă, pentru că altfel o produce pe scară și am luat apometul și am închis apa. A presupus costuri suplimentare acest sistem pentru fiecare locatar în parte? Nu, pentru fiecare locatar în parte. Da, nu știu sumele, pentru că nu a făcut obiectul. Cine s-a ocupat de acest sistem? S-au ocupat locatarii de acolo, și-au găsit firma care le executa lucrarea, cu care au negociat prețul și au realizat. Și vreau să vă mai dau încă un exemplu. În blocul 18 din Tudor Vladimescu, două scări de bloc au făcut la fel și au adus fiecare instalație interioară în subsolul blocului. Deci am dat acceptul ăsta pentru a-și monta pometrele pe o rampă la subsol. Acolo încă n-am trecut la contracte individuale pentru că sunt niște probleme cu datoriile pe care ei le au în cadrul asociației. Dar ele se vor rezolva între timp și în momentul când vom fi pe zero, vom trece și acolo la contracte individuale. Bun, să înțeleg că trebuie îndeplinite și anumite criterii. Mai rămânem puțin la subiectul contracte individuale. Presupune acest aspect o bună gestionare a asociației, de să înțeleg că în spate să nu mai existe datorii. E corect. Atunci, dumneavoastră, să ne spuneți ce ar presupune dacă o parte dintre asociațiile din Făgăraș doresc să implementeze acest sistem. Deci sunt blocuri în cadrul asociațiilor locatari care au venit și au realizat proiecte. Noi le-am dat avizul tehnic, au realizat lucrările, cum a fost blocul 18 și mai sunt și altele, care vor să-și realizeze lucrările cu firme de instalații, iar în momentul când vor solicita către noi trecerea la contract individual, va trebui să avem de la asociație adresa cu ștampila că respectiva scară, respectivul bloc nu are datorii către asociație. Dacă am discutat despre toate aceste aspecte, despre datorii și despre condițiile pe care trebuie să ne îndeplinească o asociație pentru a elibera, dacă pot să spun așa, sau de a conlucra cu dumneavoastră pe bază de contracte individuale. Până acolo încă este cale lungă. Nu de puține ori ne-a semnalat faptul că vă confruntați cu foarte multe defecțiuni, în special în sistemul de canalizare, până ajunge ca locatarii, o parte dintre ei sau o mare parte, cum ne spuneți dumneavoastră pe baza acelei liste, să-și achite facturile. Până atunci trebuie să respecte și anumite condiții de a folosi toate aceste instalații care presupun canalizarea și am rămas mirată să aflu, ne spuneți dumneavoastră în cele ce urmează, ce fac oamenii și vă dau bătăi de cap în gestionarea rețelelor, practic. Da, deci noi avem foarte multe reclamații pe canalizare cu conducte înfundate, intervenția mașinul noastră de desfundat o facem la timp, cât putem de repede. Poate sunt unii nemulțumiți, dar dacă eu am o intervenție într-un cartier și i-au sunat acum, normal că nu pot să ajung decât după ce o termin pe cea la care lucrau în momentul respectiv. Căutăm să intervenim cât mai repede, cât mai prompt să rezolvăm problemele, dar vreau să atrag atenția locatarilor, în special cei de la blocuri, că totuși canalul este pentru apele menajere și fecaloide. Să știți că de foarte multe ori ne confruntăm și găsim în sistemul de canalizare lenjerie intimă, resturi de alimente, tot ce curăță în apartament, probabil e greu să mai coboare la. Să înțeleg că le aruncă în WC și trag apa? Le aruncă, trag apa și de foarte multe ori să produc înfundări ale conductelor, al conductelor interioare din ale blocului, pentru că și aici vreau să spun că racordurile de la ultimul cămin al nostru
înspre bloc, în interior, sunt ale locatarilor. Orice intervenție a noastră în interior, noi ar trebui să o supunem plății. N-am făcut niciodată până acum, dar am avut o intervenție acum 2 săptămâni în zona gării, unde am lucrat în jur de ora 10 până la ora 3 aproape, la instalația interioară a blocului respectiv, de am reușit să care era înfundat cu restul era de la bucătărie, nu? Cu ce nu era înfundat, cu toate prostiile care puteau fi aruncate la canal. De-aia atrag un semnal de alarmă la modul în care cetățenii trebuie să folosească canalizarea interioară, pentru ca să nu mai avem noi probleme atât de mari cu canalizarea externă și de aici, de fapt, problemele lor. Pentru că, la urma urmei, un asemenea lucru duce la înfundarea și la probleme cu apa amenajeră în apartamentele. Cu alte cuvinte, să nu mai folosească toaleta pe post de tomberon. Exact, exact. Mai exact. Bine. De asemenea, aș face un apel și aș transmite clar că uleiuri vegetale, animale, nu trebuie să aruncate la... În chiuveta de la bucătărie? În chiuveta de la bucătărie, în vasul de la WC, deci respectiv la canalizare, pentru că ele conduc la o înfundare a conductului și la probleme în epurarea apelor uzate în stația de epurare. Și atunci trecem la modelul european. Știți bine ca și mine că vin oameni în concediu din alte țări care spun că dețin în bucătărie recipienții special din tablă în care colectează uleiul în care au prăjit sau untura în care au prăjit și așa mai departe. Ce se întâmplă cu acei recipienți? Bineînțeles că știm foarte bine că restaurantele sunt obligate de mult să folosească acest sistem. Restaurantele sunt obligate, marea majoritate a lor, a restaurantelor din Făgăraș, cele mai noi care sunt făcute și necesită autorizațiile de la mediu, au separatoare de grăsim și au o întreagă tehnologie bine pusă la punct. Dar cu timpul va trebui să ne învățăm și noi, locatarii blocurilor, că trebuie să respectăm mediul și să respectăm tot ceea ce ține de noi în ceea ce privește... Cine colectează acel ulei pe care, dacă locatarii l-ar aduna în recipienți, unde ar trebui să-l arunce? La tomberon? Ar trebui să-l ducă în locuri... Știți că la un moment dat se discuta și despre niște centre specializate care să colecteze acest ulei. La așa să dau o informație greșită, pentru că nu este domeniul meu. E totuși un material rezidual, ar aparține de colegii de la Salubritate, și n-aș vrea să dau o informație greșită la care să fiu după. Bun, atunci o să discut cu domnul director de acolo, da, despre această situație, ca să rămânem tot la curățenia conductelor, dacă o pot numi așa. Ce ne puteți spune despre stația de epurare în atare condiții despre care mi-ați vorbit înainte, din lipsa de civilizație a unor locatari, din neglijența oamenilor? Funcționează ea corespunzător, face ca toate aceste rezidii să fie epurate, practic, să nu infesteze mediul? Deci stația de epurare a municipiului Făgăraș, pe care noi o avem în concesiune, este o stație cu treaptă biologică de funcționare, o stație cu capacitate destul de mare, 270 de litri pe secundă, și spre informarea noastră aș vrea să vă zic că la ora actuală noi cam apa care se consumă în Făgăraș este în jur de 70 de litri pe secundă. Deci debitul, consumul de apă a scăzut drastic, enorm. Să știți că și de aici o problemă mare a noastră în ceea ce privește realizarea unor indicatori, pentru că producția noastră de apă este destul de scăzută la nivelul municipiului Făgăraș. Cauzele sunt mult mai multe, dar multe din ele e faptul că unii nu consumă apa, industrie nu mai e și de aici unde e scăzut. Iar din acești 70 de litri pe secundă, prin stația de epurare trec în jur de 10 litri pe secundă, pentru că restul merg în Olt pe 2 deversări neepurate, deci apă neepurată direct în emisar, problemă pentru care noi plătim lună de lună penalități destul de mari. Au fost luni când s-au ridicat și la 70-80 de milioane de lei vechi. E o penalitate mare pentru substanțele pe care noi le depășim față de autorizația de gospodărire a apelor, de NTPA 01.
Dar ce pot să spun, în viitorul apropiat, probabil, va fi o stație nouă la Făgăraș, cu treaptă terțiară, adică și eliminarea azotului și fosforului total. Ea este investiția municipiului Făgăraș, va fi realizată de către municipiul Făgăraș, nu face parte din fondurile structurale pe care noi le vom pune în practică începând cu anul viitor, mă refer, pus în practică efectiv de lucru, pentru că deja ele au început să fac toate lucrările corespunzătoare privind caietele de sarcini, licitațiile și proiectele tehnice. Vorbim în această emisiune și despre cât costă apa, dar până atunci, iată o informație, zic eu, foarte importantă pe care ne-ați dat-o dumneavoastră în această emisiune. A scăzut consumul de apă, cauzele sunt multiple. Păi haideți să ne gândim la cauze, că pe cea care mi se pare cea mai gravă aș lăsa-o la final. Una, au plecat foarte mulți făgărășeni peste hotare, au închis apartamentul. Cu siguranță, aici, dacă stau să mă gândesc la datoriile istorice, este imposibil ca o parte dintre ei să nu fi închis ușa după ce au stat într-un concediu sau în concedii repetate și să nu-și fi plătit consumul. Iată că este posibil și acest lucru. Și așa cum vă spuneam, da, cum ziceți dumneavoastră, i-ați băgat pe toți în aceeași oală, ne referim acum și la căderea economiei din zonă, dar cea mai gravă este, da, o dovadă de civilizație, apa și săpunul. Nu vorbesc neapărat de apa de spălat, vorbesc și de cea de consumat. Ce să înțeleg? Că făgărășenii care au rămas nu consumă apă de la robinet, își cumpără din hipermarketuri apă de băut, să nu mai vorbesc de cea pe care o folosesc pentru spălat, pentru uz menajer și așa mai departe? Eu nu știu dacă toți făgărășenii folosesc apa din hipermarketuri pentru băut și înclin să cred că nu. Încă o dată vreau să asigur pe această cale că din punct de vedere calitativ apa distribuită în municipiul Făgăraș corespunde tuturor normelor. E cu analiză la zi, ca să zicem Este analizată zilnic din punct de vedere fizico-chimic, bacteriologic de două ori pe săptămână, nu este analizată de către noi, ci avem contract cu Direcția de Sănătate Publică Brașov, deci este sub un total control. Că sunt zone ale orașului unde apa, când dau drumul la robinet, mai apare ruginită, mai apare, dar se lasă un timp să curgă și apoi revine la aspectul normal. Nu neg lucrul ăsta, dar asta e și datorită rețelelor vechi de distribuție, dar pot să vă spun că și datorită rețelelor interioare, deci blocurilor, ale caselor, deci și rețelele interioare sunt vechi și produc aceleași tulburări ca și rețelele noastre vechi. Ce se întâmplă? Toată lumea spunea, fusese în vara, cu vreo două luni, dacă nu mă înșel, discuții, focar de hepatită în zona combinatului, cu tare, s-a intervenit foarte clar și doamna doctor Coman a intervenit și a spus că de fapt nu este vina apei, ci este boala mâinilor murdare, adică lipsa de igienă. Pentru că lumea ei știa foarte bine că apa este analizată, controlată, verificată și noi, ca societate, nu am închis deloc apa. Deci că se spunea că s-au închis apa, nu au apă, nu s-a închis apa, de câte ori am închis apa, s-a închis între orele cu tare, cu tare, și ați anunțat în prealabil. Pentru că avem defecțiuni, iar defecțiunile nu pot fi făcute sub presiune. Am înțeles. Haideți să mai vedem încă un motiv pentru care consumul de apă a scăzut, să vedem dacă acesta ar putea fi un motiv și să ne vorbiți despre tarifele care se percep pentru fiecare metru cub de apă către populație. Da. S-ar putea să fie și acesta un motiv, lumea fiind învățată ca apa să coste foarte puțin. Dar pentru a aduce acea apă la robinete, se realizează sau se fac cheltuieli destul de mari. Cine stabilește prețul la apă? Deci, prețul la apă este
stabilit pe baza propunerilor operatorului de către prin hotărârea Consiliului Local și de aceea ce este mai important e că înainte trebuie avut avizul ANRSC-ului, respectiv Autoritatea de Reglementare în domeniul serviciilor comunale. De ce țin cont indicatorul? Noi fără acel aviz noi nu putem să mergem mai departe în Consiliul Local. Dar la Făgăraș, începând cu 2009, s-a schimbat puțin tipicul, în sensul că în 2009, odată cu trecerea în cadrul operatorului regional pentru accesarea acestor fonduri structurale, s-a trecut la un plan de tarifare care a fost realizat până în anul 2012. În fiecare an, la 1 iulie, se realizează o majorare de preț după un studiu realizat de o societate economico-financiară FOPIP, care a fost care a realizat acest studiu ținând cont de cerințele Ministerului Mediului și Dezvoltării și cerințele Comisiei Europene, iar această strategie de tarifare este obligatorie de respectat, pentru că altfel, așa cum este și în contractul de finanțare a acestor fonduri, riscăm să nu să le pierdem dacă nu ținem această strategie. Ea este particularizată pentru Făgăraș? Nu, ea este particularizată pentru pentru toată țara, pentru toți cei care au fonduri nerambursabile, deci aceste fonduri structurale. Și vreau să vă mai zic ceva. Operatorul de la Sibiu avem al 15-lea tarif din țară. Deci, spre deosebire de Brașov, Constanța și alții operatori, noi stăm mai la coadă cu tarifele. Deci, tariful nostru este mult mai mic. Haideți să vedem cât este. Tariful nostru este 3,11 RON la apă și 1,59 la canalizare, asta incluzând taxa pe valoare adăugată. Deci 24%, aproape un sfert din acest tarif este taxa pe valoare adăugată pe care noi o dăm. Iar în total, pentru că canalizarea reprezintă 100% din apa potabilă consumată, deci un metru cub de apă potabilă și apă uzată este 4,7 RON. Ce înseamnă un metru cub? Un metru cub are 1000 de litri de apă. Împărțim 1000 de litri sau 4,7 la 1000 de litri și vedeți când ne iese și vedem cât costă față de o jumătate de litru, să nu zic un litru de apă minerală, și apoi o să ne punem întrebarea, parcă nu e chiar atât de scumpă. Acum dumneavoastră cred că v-ați uitat și pe facturile unora dintre abonații făgărășeni. Aveți așa o idee cam care ar fi consumul mediu? Păi consumul mediu e în jur de 3-4 metri cub de persoană. Deci, cu alte cuvinte, nu putem spune că o factură ar putea atinge cifre fabuloase și n-ar putea fi plătită într-o lună onorabil. Vorbim acum chiar de la un salariat până la un pensionar care, dacă ar veni frumos în fiecare lună la caserie... Probleme. Deci, dacă ar veni în fiecare lună la caserie, nu ar fi probleme. Și la două luni, dacă ar veni, tot nu ar fi probleme. Pentru că, dați-vă seama, 4 metri cubi, 4,7, nu e nici 20 de lei pe lună. În concluzie, până să discutăm despre investițiile următoare ale societății de apă din Făgăraș, al sucursalei Apă Canal Sibiu-SA, aș vrea chiar să stați pur și simplu să le explicați oamenilor, pe scurt, de ce e nevoie să vină la timp pentru a plăti această factură și de a nu destabiliza acest sistem care oricum a început să devină ușor fragil sau mai mult fragil din cauza restanțelor uriașe. Și acum, datorită măsurilor drastice pe care le anunțați, ar putea suferi tot Făgărașul. Deci, am spus, să știe foarte bine că vom beneficia de o reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Făgăraș în jur de 18.200.000 de euro,
pe cele trei proiecte care sunt, respectiv proiectul de aducțiune de la Iași la Făgăraș și 30 de puțuri din fronturile de captare, proiectul de distribuție în jur de 34 de kilometri distribuție apă potabilă și proiectul de canalizare, de reabilitare a canalizării, în jur de 40 de kilometri, inclusiv colectorul 3, care în final va conduce să eliminăm cele două guri de scurgere din Libertății și Azul Mori, prin care apa se duce direct în emisar neepurată. Neîncadrarea în anumiți indicatori poate să conducă la un eșec al întregului al întregii activități pe operatorul regional, pentru că vreau să vă zic că operatorul regional va trebui să facă un împrumut de 10 milioane de euro pentru a putea să înceapă lucrările și asta este și partea operatorului regional, alături de cofinanțarea municipiului Făgăraș, care este în jur de 1,8%, o cofinanțare, vă dați seama, mică față de proiecte, alte proiecte care sunt. Să înțeleg că achitarea datoriilor e de fapt o garanție către acel împrumut? Achitarea datoriilor conduce la realizarea unuia din indicatorii esențiali, respectiv gradul de încasare a facturilor. Deci, fără, cu alte cuvinte, nu plătim, nu beneficiem de un sistem nou deci și complex. Nu plătim, nu plătim, vom fi puși în situația de a avea mari, mari probleme în derularea acestor fonduri structurale. Deci de asta este important ca să ne putem plăti, pentru că dacă noi contribuim în continuu cu încasări mici în cadrul operatorului regional, nu vom putea să accesăm acel credit de 10 milioane de euro care este făcut cu dobândă, cu toate problemele care sunt. Cât de vechi este sistemul de apă canal la Făgăraș? Rețelele de apă și canalizare? Bă, sunt vechi. Peste 40-50 de ani vechime. Aproape. Cu alte cuvinte, 50. Se impune da. Deci, locuirea. Cele 30, cei 34 de kilometri de apă care vor fi condute de apă care vor fi reabilitați, încă nu sunt în totalitate ce ar trebui reabilitat, dar vom face lucrările în principal, de fapt au fost și trecute, sunt nominalizate lucrările care vor fi făcute acolo unde problemele sunt mai mari. Să concluzionăm acum la final de emisiune, domnule Vasile Manta, ce veți face în continuare? Care sunt etapele? Deci noi în continuare ne vom desfășura activitatea pentru ca făgărășenii să nu sufere de apă. Intervențiile noastre sunt zilnice la rețeaua de apă, pentru că defecte apar. Nu depind de noi defectele care apar. Conductele sunt vechi în pământ. O presiune mai mare de apă sau fel și fel de cauze conduc la asemenea defecte. Și chiar aș dori pe această cale să rog populația să fie puțin mai indulgentă și mai receptivă, pentru că dacă mi-a apărut un defect accidental astăzi, în dimineața asta, eu nu mai am când să-i anunț, că eu nu pot să-i anunț cu o zi înainte, că nu știu că mâine se întâmplă defectul respectiv și trebuie să opresc apa și să rezolv defectul respectiv. Și vreau să vă zic că la Făgăraș acționăm cu cea mai mare promptitudine. Eu am în criteriile tehnice la dispoziție un termen mult mai lung pentru a rezolva un defect. Dar noi căutăm să rezolvăm în cel mai scurt timp. Pentru a nu lăsa lumea pentru fără apă. Pentru a nu lăsa lumea fără apă și pentru noi, pentru activitatea pe care o desfășurăm. În privința asociațiilor datornice, ce le transmiteți? În privința asociațiilor datornice le transmit invitația la sediul, în primul rând, invitația la sediul sucursalei din Făgăraș pentru a sta de vorbă, pentru a găsi împreună soluții de deblocare a încasărilor și în final, dacă nu vor binevoi și nu vom găsi soluțiile corespunzătoare, vom trece la închisul apei, acolo unde datoriile sunt mari și unde putem. Noi nu vrem să facem lucrul ăsta. Vă spun sincer, orice activitate de închidere a apei societății de apă îi aduce numai pierderi. Pierderi cu munca vie, pierderi pentru că dacă dau un apometru jos,
așa cum sunt rețelele vechi și cu tare să produc și defecte, trebuie să vin, să înlocuiesc, să lucrez, mi-aduce numai pierdere. Pierdere în producție. Lipsa unui consum de apă este lipsă de producție. Și de aici șirul se duce în sus. Așadar, făgărășenii care ne privesc acum și care știu că nu și-au achitat facturile de apă, dar și administratorii asociațiilor de proprietari din Făgăraș, care știu că nu au mai dat pe la furnizorul de apă, pe la sediul instituției, au auzit și știu de acum ce trebuie să facă. Domnule director, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă așteptăm cu noi informații despre cum ați reușit, după o vară, timp în care n-ați oprit apa, să deblocați această situație. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune!